Inspectorii sanitari de la Direcția de Sănătate Publică Suceava au efectuat în luna mai 400 de controle, în urma cărora au aplicat numai puțin de 27 de amenzi, în valoare totală de peste 160.000 de lei, și un avertisment. Din cele 394 de controle de luna trecută, 140 au fost la obiective din categoria non-aliment, și s-au finalizat cu un avertisment și 14 amenzi, în valoare totală de 136.600 de lei. Pentru neconformitățile constatate, de inspectori. Controlele efectuate la obiectivele din categoria non-aliment au cuprins 21 de controle în unități din domeniul apă, fiind aplicate 6 amenzi în valoare totală de 51.600 de lei, 11 controle în unități de turism, 12 controle la unități din categoria mediu, 2 controle în unități din domeniul învățământ, fiind aplicată o amendă în valoare de 2.000 de lei, 2 controle în unități sanitare cu paturi, 90 de controle în unități sanitare cu excepție a spitalelor, fiind aplicate șase sancțiuni contravenționale, constând într-un avertisment și cinci amenzi, în valoare totală de 68.000 de lei și două controle în domeniul unităților de înfrumusețare, fiind aplicate două amenzi în valoare totală de 15.000 de lei. Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins nouă controle la producători și ambalatori, trei controle la distribuitori, fiind aplicate două amenzi în valoare totală de 3.200 de lei, 159 de controle controale la retaileri, fiind aplicate 5 amenzi în valoare totală de 6800 de lei, 81 de controle în unități din sectorul de servicii, fiind aplicate 6 amenzi în valoare totală de 16600 de lei, iar la producătorii primari care vând direct consumatorului final au fost efectuate două controle.